1 martie 2014, premieră la Teatrul Regina Maria din Oradea. Radu Alexandru Nica, sunteți regizorul spectacolului Cometa, o premieră națională. Ce este Cometa? E o repetiție a unei nunți care a avut loc acum 10 ani. Mireasa își dorește foarte tare acest lucru, se invită pe toată lumea, se întâmplă exact același lucru ca atunci, cu exact aceiași oameni, cu exact aceleași replici, în ideea, evident, naivă, într-un sens, de a repeta acel moment fericit. Iar Cometa e așa o imagine din această simbol pentru fericirea care e, de fapt, irepetabilă. Cine este autorul acestui text? Pentru că spuneam că e în premieră națională în România. Da, e o autoare foarte interesantă, cu origini mexicane, dar de expresie germană, Justina del Corte, este soția lui Roland Schimmelpfennig. Ea a mai scris niște piese destul de interesante, tot pe tema fericirii, deci capacitatea omului contemporan de a-și atinge sau de a nu-și atinge fericirea e o temă recurentă a ei. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, iarăși interesant despre textul ăsta este că a avut premiera absolută la Burgtheater din Viena acum un an sau doi. Deci e un text foarte proaspăt și foarte actual. Proaspăt și actual. Să vorbim și despre această montare, despre spectacolul pe care l-ați realizat la Oradea. Este fericirea posibilă în ziua de azi, chiar și pe o scenă de teatru? Pe o scenă de teatru e posibilă, dar nu durează foarte mult. Cam despre asta e vorba. Am încercat cumva să accentuăm zona aceasta de teatru în teatru, de repetiție în teatru, și cam asta este și miza pe care am mers noi foarte mult. Și e o privire ironică despre în ce măsură prin teatru putem eluda timpul. Cam despre asta vorbim, cu multă ironie, zic eu, și cu mult sarcasm chiar, și facem destul de mult mișto de lumea noastră a teatrului. Apropo de ironie și de sarcasm, chiar voiam să vă întreb dacă până la urmă este de râs, de plâns, de pus pe gânduri? Eu zic că este și de râs, mai ales în faza inaugurală, de pus pe gânduri în orice caz, de plâns, nu știu, poate că este și de plâns. Vom vedea la premieră. Situația e destul de tristă în orice caz, adică foarte multe ieșiri nu sunt, dar râsul întotdeauna e o soluție. Absolut. Spuneați mai devreme despre miza spectacolului. Eu v-aș întreba exact despre asta și despre argumentele pe care le-ați aduce unui posibil spectator. De ce să nu rateze Cometa? În primul rând că e un stil de joc foarte neteatral, se merge foarte mult pe zona asta civilă, dar care mie mi se pare foarte expresivă de a juca, pentru că nu e doar vorba despre noi, oameni de teatru, care ironizăm teatru, ci este vorba, în primul rând, de teme foarte, foarte importante. Ce măsură e posibilă fericirea? Într-o lume în care credința în zona magică sau metafizică sau mai știu eu ce alte variante de escapism mai avem noi, devin din ce în ce mai puțin viabile, pentru că este cu foarte mult umor inteligent, nu este un umor ieftin, și pentru că este și coreografia de Florin Fieroi, are și o muzică foarte bună, iar actorii sunt absolut minunați. Argumente foarte multe, așadar, pentru a da o fugă la Oradea să vedem Cometa în regia lui Radu Alexandru Nica și o concluzie. Ca de obicei, vă întreb, cum ați spune că este acest spectacol în 3 cuvinte? E un spectacol dulce, amărui și extrem de rafinat.